Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri că la aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, anul acesta s-au făcut niște amenajări. S-au spart o parte dintre pavilioanele vechi, vechiul turn de control și acum se vede noul pavilion. Gheorghe Flutur a menționat că investițiile în zona aeroportului continuă și a amintit că anul trecut, în decembrie, s-a finalizat un proiect european de 13 milioane de euro. Depunere în siguranță a aeroportului Suceava, cu gard inteligent, drum perimetral asfaltat, dotarea cu sisteme și senzori de securitate, utilaje de dezăpezire de ultimă generație, dar și pentru întreținerea spațiilor verzi, luminatoare la pista pentru avioanele care vin și alte dotări de care este nevoie. Aici, după cum vedeți, anul acesta s-au făcut niște amenajări, s-au spart o parte din pavilioanele vechi, vechiul turn de control, și acum se vede nou pavilion, este zonă aerisită cu iarbă. S-au mutat birourile în partea din Amonte. Aceste investiții de aici au însemnat inclusiv amenajarea unor locuri de parcare suplimentare. Avem astăzi în jur de 300 de locuri de parcare la aeroportul de la Suceava. Avem o zonă modernă, s-au montat 6 centrale termice, 6 centrale pe gaz metan, s-au înlocuit cele vechi. Investițiile în zona aeroportului, în aeroport, continuă. Vă reamintesc că anul trecut, în decembrie, am finalizat un proiect de 13 milioane de euro, punerea în siguranță a aeroportului de la Suceava, un gard inteligent, un drum perimetral asfaltat, dotarea cu sisteme și senzori de securitate, de asemenea utilaje pentru dezăpezire, freze speciale, ultima generație, pentru întreținut spațiile verzi, luminatoare la pistă pentru avioanele care vin și alte dotări de care este nevoie. Dacă ne uităm numai în ultima perioadă, au fost investiții aici de peste 20 de milioane de euro la aeroportul din Suceava și vreau să vă anunț în premieră că săptămâna trecută am semnat contractul de încredințare a drumului care leagă aeroportul Ștefan cel Mare Suceava de municipiul Suceava prin Burdujeni, iese direct în strada Plevnei, un drum de 4,6 km, finanțat din banii Consiliului Județean Suceava, 23 de milioane de lei, deci peste 4 milioane de euro. Este un drum direct care rezolvă traficul pentru că aveam doar un singur drum care venea dinspre Salcea și în momente de vârf erau probleme. Acolo sunt 6 podețe, 12 drumuri laterale, un sens giratoriu chiar aici în aeroport, unde se va întâlni și cu inelul de la autostrada 7 care vine de la București spre Suceava. Investiții și perspectivă frumoasă pentru aeroportul de la Suceava. După cum știți, suntem acum cu studiul de fezabilitate pentru terminalul 3 și terminalul cargo, în așa fel încât capacitatea aeroportului să crească și inclusiv posibilitatea de a se transporta marfă din aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava.